Pentru prima dată în peste un secol, sărbătorile anuale din 13 mai de la Sanctuarul de la Fatima au avut loc fără prezența fizică a sutelor de mii de pelerini, ca măsură de precauție împotriva riscului de răspândire a noului coronavirus. Evenimentul anual atrage de obicei un număr extrem de mare de credincioși din întreaga lume. Decizia de a suspenda cerebrările religioase publice s-a bazat pe simțul de responsabilitate față de sănătatea publică, ca un mod de a iubi pe aproapele nostru. Oricât de mult ar dori inimile noastre să fim în Fatima, celebrând împreună în același loc așa cum s-a întâmplat din 1917 în coace, prudența ne sfătuiește să nu facem acest lucru, a declarat cardinalul Antonio Marto, episcopul de Fatima. Celebrările de la Fatima au fost însă transmise pe internet. Ave, ave, ave. Biserica Romano-Catolică marchează miracolul de la Fatima petrecut pe 13 mai anul 1917, când Fecioara Maria s-a arătat unor copii aflați cu oile la păscut. În fiecare an, în noaptea de 12 spre 13 mai, piața din fața Bazilicii de la Fatima era de obicei plină de pelerini din toată lumea, care participau la o procesiune. De această dată, câteva zeci de persoane distanțate au fost prezente în capela apariției, pentru a participa la slujba religioasă oficiată în mai multe limbi. În loc de miile de lumânări aprinse în fiecare an de pe pelerini au cum au fost aprinse doar 21 de candele, câte una pentru fiecare dioceză din Portugalia. Credincioșii care au urmărit în direct slujba religioasă de la Fatima au fost îndemnați să pună în fereastră o lumânare aprinsă, pentru a nu fi spectatori, ci pelerini în inimile lor.